În urma controlelor efectuate de polițiști împreună cu angajații ai Direcției Silvice Argeș și ai Gărzii Forestiere Ploiești au fost sancționate mai multe persoane care transportau material lemnos fără să dețină documente legale. Astfel, 27 de persoane cu vârste cuprinse între 19 și 65 de ani, precum și doi minori în vârste de 17 ani, au fost sancționați contravențional. În ziua de 7 iunie, polițiștii din Valea Mare Pravăți au depistat, pe raza comunei bughe de sus, cinci bărbați care transportau material lemnos cu atelajele fără să posede documente legale de proveniență. Aceștia au primit amenzi în valoare de 8000 de lei, iar cele patru atelaje cu care transportau lemnul au fost confiscate.